Și noi, ca și musafiri, ne stăruim să trecem cu bine acest examen, examen de musafiri. Dacă vom citi cuvintele Apostolului Pavel, care vorbește despre ospitalitate, să cităm cuvintele lui din Evrei 13. Noi cunoaștem aceste cuvinte. Dacă citim în Faptele Apostolilor, citim cum frații din biserica primară, când mergeau apostolii în alte locuri la alți frați, citim acolo cum arăta munca lor pentru frați și cum erau ei primiți de către acei frați. Apostolii în epistolele lor au fost scrise, chiar dacă uneori au fost scrise personal pentru un anumit frate cu un anumit concret nume, ele au fost scrise totuși și pentru noi, pentru ca să ne încurajeze, să facem fapte bune. Și dacă pe noi ne încurajează sau ne laudă cineva pe noi personal, nu facem lucrul acesta ca să nu fiți răsplătiți de către Dumnezeu, ci numai de oameni să fiți lăudați. Și facem lucrul acesta pentru ca alții să fie încurajați să procedeze la fel. Apostolul Pavel în Evrei 13 cu 1 și 2 a scris: stăruiți în dragostea frățească. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe Să nu dați uitării primirea de oaspeți și dragostea frățească să stăruim în ea, pentru că, dragi frați, unii, fără să fie conștienți de lucrul acesta, i-au găzduit pe îngeri. Același apostol Pavel, în Romani 12, a mai scris să vă întreceți în a face fapte bune și în a vă arăta respectul unii față de alții. Primirea de oaspeți, ospitalitatea, este un lucru foarte important în viața unui creștin, dar apostolul mai adaugă încă un lucru: să vă întreceți în ospitalitate și în respectare, în respect. Și citind cuvintele apostolului Pavel și Petru, ne amintim de alte evenimente din Biblie care ne demonstrează în mod literal cum putem pune în practică ospitalitatea și cum putem să ne întrecem unii pe alții în a ne arăta respect unii față de ceilalți. Să nu uităm că apostolul spune că unii, nefiind conștienți, primind anumiți oaspeți, au găzduit niște îngeri. Să ne uităm acum la viața lui Avram. Sau poate nu numai la Avram. Pentru că și Avram, fără să vrea, n-a știut
că i-a invitat în casa lui pe niște îngeri. În Geneza 18, în capitolul 18, citim așa. Domnul i s-a arătat în stejarii lui Mamre, la stejarii lui Mamre, pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Avram a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu trece, rogu-te, pe lângă robul tău. Uitați-vă la comportamentul lui Avram. Erau niște trei oameni pe care nu i-au cunoscut. Și nu l-au întrebat pe Avram dacă pot să se oprească la el, dacă pot să bea apă, dacă se pot adăposti la umbră. Și Avram i-a întrecut pe aceștia trei. A ieșit înaintea lor și a împlinit cuvintele pe care le-am citat din Apostolul Pavel. Întreceți-vă unii pe alții în a vă arăta ospitalitate și respect unii altora. Avram a procedat așa. A ieșit înaintea lor Avram și i-a rugat să profite de ospitalitatea lui. Le-a zis, eu o să vă dau apă, o să vă spălați pe picioare, o să vă odihniți în umbră și o să vă dau și puțin pâine ca să vă îmbărbătați. Avram i-a invitat. Citim mai departe. Îngăduie să se aducă puțină apă ca să vi se spele picioarele și odihniți-vă sub copacul acesta. Am să mă duc să iau o bucată de pâine ca să prindeți la inimă și după aceea vă veți vedea de drum, căci pentru aceasta treceți pe lângă robul vostru. Fă cum ai zis, i-au răspuns ei. Avram le-a arătat o ospitalitate care se practica atunci, pe vremea aceea și în regionul, în regiunea aceea. Noi am primit invitația fraților de aici, să venim aici, ca să trăim împreună niște clipe minunate. Să vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu, despre nădejdea noastră, despre viața noastră, despre viitor, care rezultă din credință și din tovărășia cu Dumnezeul, care este un Dumnezeu viu. Și de aceea toți oamenii trăiesc pentru El, pentru că El nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Avram nu aștepta nimic în schimb. I-a invitat să vină, să mănânce, să se odihnească puțin și apoi să meargă mai departe în drumul lor. Și când au profitat de ospitalitatea lui, Avram i-a zis soției sale, cum citim mai departe. S-a dus repede în cort la Sara și i-a zis, ia repede trei măsuri de făină albă, frământă și făturte. Și Avram a alergat la vite, a luat un vițel tânăr și bun și l-a dat unei slugi să-l gătească în grabă. A luat apoi unt și lapte împreună cu vițelul pe care îl gătise și l-a pus înaintea lor. El însuși a stătut lângă el sub copac și le-a slujit până ce au mâncat.
Când cei trei s-au hotărât să rămână în locul acesta cu umbră, ca să mănânce ceva, să bea ceva, Avram a pregătit pentru ei un ospăț. Le-a pregătit niște mâncăruri care erau cele mai de soi pe vremea aceea. Unt, lapte, vițel. Le-a zis, mâncați și beți și apoi o să mergeți mai departe. Uneori ni se pare că ospitalitatea este obligație, că trebuie să-i primim pe frați, că este un efort, ni se pare un efort. Câtă energie trebuie să folosim, cât timp ca să îi primim pe alți frați. Dar Apostolul Pavel, când spune că ne spune că cei care au fost deschiși față de această ospitalitate n-au știut că i-au găzduit pe îngeri. Când au început cei trei să mănânce din bucatele pregătite de Avram, au început să discute. Și ce s-a întâmplat atunci? Se pare că au venit cu o misiune. Aveau un lucru anume de transmis. Două informații importante de transmis. Informații care la început i-au cam șocat pe Avram și pe soția lui. Iar a doua informație a fost puțin mai tristă. Dacă Avram nu i-ar fi invitat pe acei oaspeți, noi nu știm, că Dumnezeu știe că el poate are mai multe posibilități de a transmite oamenilor mesajele lui. Însă este o lecție foarte bună pe care o putem extrage de aici. Fiecare ospitalitate ne aduce o binecuvântare. Și adesea, ospitalitatea noastră ne dă în schimb o informație care este importantă pentru noi, pentru copiii noștri. Începem, de exemplu, să gândim diferit sau chiar să ne comportăm diferit. Cei trei i-au zis lui Avram, care avea atunci 99 de ani, i-au zis că vor veni aici înapoi peste un an și că atunci Sara va avea un fiu. Cât timp a așteptat Avram să audă o astfel de informație? Dumnezeu i-a făgăduit un fiu din soția lui. Însă viața s-a scurs, viața lor, și nu aveau niciun fiu, niciun copil. Sara l-a ajutat pe Avram, i-a propus să o ia pe țiitoarea lui, pe Hagar, și cu ea o să aibă copii. Și Avram a ascultat-o pe Sarai și a avut un fiu din Agar. Însă când s-a născut fiul ei, ea a început să râdă de Sara, să râdă că nu putea să aibă copii. Adesea, pe atunci,
în Israel, femeia care era stearpă era de batjocură, pentru că se considera că acele femei nu erau binecuvântate. Și când Agar a avut un copil cu stăpânul ei, a început să nu-i mai arate respect lui Sara. Și Sara s-a plâns lui Avram, însă Avram i-a zis: este slujitoarea ta, tu poți să faci cu ea ce vrei. A fost greu, i-a fost greu lui Avram să decidă ceva în legătură cu această situație. A așteptat așa de mult timp să aibă un fiu și acum, dintr-o dată, conflict în familie. Și a cerut Sarei să îi spună slujitoare ei care-i locul ei. Pe de o parte, problema lui Avram s-a rezolvat, însă pe de altă parte, ei în continuare așteptau să aibă un fiu comun, un fiu al lor, un fiu care să moștenească tot ce avea Avram. Și atunci un înger i-a spus lui Agar: întoarce-te la stăpâna ta și ascultă de ea. Și Agar s-a întors atunci la Sara și i-a slujit. Însă de atunci încolo relațiile în familia lui Avram s-au schimbat. Când a auzit lucrul acesta Avram, că peste un an o să aibă un fiu din Sara, Sara care era în cort, asculta. Asculta pe ascuns, cum ar veni. Însă era curioasă. Era curioasă ce vorbeau cei trei cu fiul, cu soțul ei Avram. Și când a auzit lucrul acesta, au început să râdă. Nu e greu să ne imaginăm cum arăta râsul ei. Însă Biblia ne spune că ea avea 90 de ani. Femeile nu mai puteau avea copii la această vârstă. Și îngerii au atras atenția lui Avram că de ce râde Sara. Și atunci, ascultați. Ce spun mai departe versetele de la 12 încolo. Sara a râs în sine zicând: acum când am îmbătrânit să mai am pofte, domnul meu bărbatul de asemenea este bătrân. Domnul i-a zis lui Avram: pentru ce a râs Sara zicând cu adevărat să mai pot avea copil eu care sunt bătrână? Și acum niște cuvinte care apar și în Noul Testament. Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce la tine și Sara va avea un fiu. Este oare ceva prea greu pentru Domnul? Dacă Dumnezeu a plănuit, a prevăzut și a prezis lucrul acesta, el o să-l realizeze. Și cu o anumită ocazie, când Domnul nostru discuta cu ucenicii lui, invitându-i în împărăția lui, le-a vorbit și despre anumite condiții sau anumite piedici care vor sta în calea lor.
Și citim în în Luca 16. A zis că este greu celor bogați să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au început atunci să se îndoiască. Păi dacă bogații nu pot, atunci care din noi o să poată? Dacă astfel de condiții sunt puse, nimeni nu poate. Și Domnul Iisus a repetat atunci cuvintele din Vechiul Testament. Este oare ceva prea greu pentru Domnul? Trebuie să avem multă credință, că dacă Domnul face o făgăduință, El este în stare să o împlinească. Chiar dacă nouă ni se pare că este imposibil să se împlinească, noi avem garanția Vechiului și Noului Testament, că ceea ce nu este posibil la oameni, este posibil la Dumnezeu. Au venit cei trei oameni, noi știm deja acum că ei au fost niște îngeri, au venit la Avram și i-au transmis o informație foarte importantă, că în cele din urmă se va împlini făgăduința pentru el cea mai importantă, că va avea un fiu, un fiu din soția lui Sara. Pentru că în acest fiu erau concentrate toate făgăduințele pe care le-a primit Avram. De câte ori Avram s-a gândit la lucrul acesta și când discuta cu Dumnezeu, sigur își spunea, da, Tu mi-ai dat așa mari binecuvântări, că voi binecuvânta toate familiile pământului, însă eu n-am niciun fiu. Servul meu va fi cel care mă va moșteni. Și apoi Ismael numai a rămas. Ismael s-a născut pentru că Avram așa de mult a dorit să aibă un fiu. Iar apoi ni se spune că de la Isaac se va numi seminția ta. Prin el vor veni binecuvântările pentru toate familiile pământului. Și Apostolul Pavel, care era un cunoscător al Vechiului Testament, care cunoștea foarte bine și legea, ne explică în Galateni că Domnul Iisus este acel fiu. Așa după cum citim în Galateni, în capitolul 3 cu 16. Acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui, nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una și seminței tale, adică Hristos. Care înseamnă unsul. Apostolul ne explică acest lucru. Acest fiu este Domnul nostru Iisus Hristos, al făgăduinței, da. Seminței. Vorbește despre o sămânță, nu la plural. Și această sămânță a fost
În versetul 29, apostolul explică. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avraam, moștenitor prin făgăduință. Această sămânță adevărată a fost Domnul nostru Hristos ca și cap și corp, prin care aveau să fie date toate, să fie binecuvântate toate familiile pământului. Și același apostol Pavel, când vorbește despre Avraam și despre familia lui, a spus că a avut un singur fiu, dar noi știm că a avut 8 fii. Dar apostolul vorbește, îi amintește numai pe doi dintre acești fii, unul care era din roabă și celălalt din femeia liberă, despre care ne vorbește capitolul 4. Este scris că Avraam a avut 2 fii, unul din roabă și celălalt din femeia liberă. Și despre acești 2 fii, apostolul Pavel amintește că unul s-a născut din roabă și el, acesta, s-a născut din carne, dar cel care s-a născut din făgăduință s-a născut. Deci cel care s-a născut din femeia liberă s-a născut dintr-o făgăduință. Și apostolul ne explică aici un lucru pe care noi, oamenii, n-am fi fost în stare să-l înțelegem dacă Dumnezeu, prin cuvintele apostolului Pavel, nu ne-ar fi explicat. Și zice așa, și lucrul acesta este... Trebuie zgluate în alt înțeles, în două legăminte. Unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar, căci Agar este muntele Sinai în Arabia și răspunde Ierusalimul lui de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este Slobod și el este mama noastră. Voi, fraților, ca și Isaac, sunteți copii ai făgăduinței. Apostolul ne explică că fiul lui Agar reprezintă poporul lui Israel, care s-a dezvoltat ca și sămânța naturală a lui Avraam. Iar fiul care s-a născut din făgăduință, din femeia slobodă, simbolizează sămânța spirituală care este Ierusalimul de sus, Ierusalimul ceresc, care va binecuvânta în viitor toate familiile pământului. Mesajul acesta a fost foarte important atunci pentru Avraam, că peste un an tu vei avea un fiu. Când se termină această perioadă de așteptare și când o să se împlinească făgăduința și o să ai fiul tău pe care ți l-a promis Dumnezeu, el o să binecuvinteze în viitor toate familiile pământului. Dar să ne întoarcem acum la Avraam și la ospitalitatea lui. Pentru că în urma faptului că i-a primit pe acei 3 îngeri, a aflat
un lucru important. Însă după ce au mâncat, îngerii s-au dus mai departe. Și Avram a vrut să-i întovărășească încă pe drum. Și ei mergeau înspre Sodoma și Gomora. Doi bărbați s-au dus în Sodoma și unul a rămas și discuta cu Avram. Dumnezeu, trimindu-i pe cei trei soli care au avut un lucru important de transmis. În primul rând, trebuiau să-i transmită lui Avram, care i-a primit. În capitolul 18 cu 16 scrie: bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Avram a plecat cu ei ca să-i petreacă. Atunci Domnul a zis: să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Domnul se întreabă oare să ascund ce am de gând eu să fac față de Avram, față de omul acesta a cărui sămânță se va înmulți pe întreg pământul, să ascund eu față de el o informație atât de importantă care se va împlini în curând? Și i-a mărturisit atunci lui Avram o a doua informație, care a fost destul de greu de primit pentru Avram. Doi dintre acei trei oaspeți s-a dus să nimicească Sodoma și Gomora. Avram a început să se neliniștească de această situație, fiindcă știa că în Sodoma și Gomora trăia Lot, împreună cu familia lui și cu fiicele lui, și a început să discute cu Dumnezeu. Și l-a întrebat pe Dumnezeu: dacă o să fie 50 de neprihăniți, o să distrugi cetatea? Și Dumnezeu îi răspunde: nu, atunci nu o să o distrug. Dar dacă o să fie 40, dar dacă o să fie 30, dar dacă o să fie 20, dar dacă o să fie 10. Avram era într-o situație foarte grea, fiindcă vroia să își cruțe nepotul. Și sunt niște cuvinte importante și interesante acolo. Știu că tu ești un Dumnezeu drept. Cum ai putea tu să îi nimicești și pe cei neprihăniți și pe cei răi? E bun lucrul acesta. Îl întreabă pe Dumnezeu dacă e drept așa. Știa că Dumnezeu îi pedepsește pe cei nedrepți, nu pe cei drepți. Dumnezeu i-a zis că dacă se vor găsi 10 oameni drepți, nu o să distrugă cetatea.
situația păcatului ne-a dat seama repando necohașe și necohașe. Dumnezeu nu se bucură de moartea păcătoșilor și nu se bucură când pedepsește pe cineva, deși el ne pedepsește. Însă nu îi face plăcere lucrul acesta. Nu de mult am citit în Ezechiel. Să ne întoarcem la Ezechiel 33, cu 11. Dar să citim de la versetul 10. Spune dar fiului omului casei lui Israel. Voi, cu drept cuvânt ziceți, fără de legile și păcatele noastre sunt asupra noastră și din pricina lor tânjim, cum am putea să trăim? Oare nu ne vin câteodată astfel de gânduri în cap? Știm că am păcătuit, am făcut multe fără de legi și că ne gândim că nu mai avem nicio șansă. Că ne așteaptă, ne gândim că ne așteaptă numai pedeapsa și nimic altceva. Însă versetul 11 spune, spune așa, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Biblia ne transmite de multe ori această informație, că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. El vrea să se întoarcă de la calea lui ce area și să trăiască. Asta dorește Dumnezeu. Dacă pedepsește pe cineva, dacă pedepsește un grup sau o persoană individuală, cu scopul ca acea persoană sau acel grup să păcătuiască și să își schimbe comportamentul. Să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră și are ea. Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Și mai departe zice că dacă cineva a trăit toată viața în mod drept, dar la sfârșitul vieții lui a făcut o nelegiuire, nu o să se ia în considerare viața lui de dinainte. Dar acum să ne imaginăm o situație inversă. Dacă toată viața lui cineva a făcut numai rău, păcătuit și a călcat legea lui Dumnezeu și făcea semenului, le făcea rău, dar la sfârșitul vieții cineva s-a pocăit și și-a schimbat comportamentul, o astfel de persoană va trăi. Ne ajută. Ne ajută. Dacă discuția lui Avram cu Dumnezeu ne spune că Dumnezeu nu-i face plăcere să îi distrugă pe oameni, să-i nimicească pe oameni, așa cum nu i-a făcut plăcere să distrugă Sodoma și Gomora. Dar atunci cineva ar putea să ne întrebe, cum adică
din iubire cineva să ne nimicească, să ne ardă cu foc? Da, pentru că și aceasta poate să fie o demonstrație a iubirii. Pentru că pentru Dumnezeu toți oamenii trăiesc. Domnul Iisus a zis că le va fi mai ușor celor din Sodoma și Gomora la ziua judecății. Pentru că Sodoma și Gomora n-au văzut lucrurile care s-au petrecut în Israel. Dacă ar fi văzut, de mult s-ar fi pocăit și ar fi trecut de partea lui Dumnezeu. Dacă va fi mai ușor pentru Sodoma și Gomora, înseamnă au venit cei trei bărbați. Au adus două informații importante pentru Avram și soția lui Sara. O informație era de bucurie despre faptul că va avea un fiu, iar cealaltă informație era tristă, care vorbea despre distrugerea Sodomei și Gomorei. Și posibil că Avram, în distrugerea Sodomei și Gomorei, a văzut și distrugerea seminței lui din viitor, a poporului său. Dar din moment ce Domnul Iisus amintește despre Sodoma și Gomora, că îi va fi mai ușor. Dacă Ezechiel a vorbit despre Sodoma și Gomora, lucrul acesta ne arată că Dumnezeu i-a dezvăluit lui Avram că sămânța lui se va dezvolta și va aduce binecuvântare tuturor. Însă poporul care este sub controlul prințului acestei lumi va fi nimicit. Însă pentru Dumnezeu toți trăiesc. Distrugerea Sodomei și Gomorei ne arată sfârșitul acestei seminții rele, semințe rele. Când s-a amintit deja că voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul, pentru ca lucrurile care sunt rele să fie eliminate, iar cele care sunt clădite pe principiile lui Dumnezeu și pe dreptate să rămână și să funcționeze în continuare. Cei trei bărbați au adus informații importante. Pe cine îi reprezintă acești trei bărbați? S-a amintit din Evrei 1:1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Și dacă ne uităm la Vechiul Testament, vedem într-adevăr multe chipuri în care Dumnezeu i-a transmis ceva lui Israel. Însă apostolul mai spune și accentuează că acum, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit într-un mod deosebit. Ne-a vorbit prin Fiul Său. Deci apostolul Pavel, vorbind despre Domnul nostru Iisus Hristos, ne zice ne spune că acum El ne vorbește direct prin Fiul Său, care a venit aici pe pământ și ne-a povestit despre Tatăl Său.
Dacă citim, mai ales din Evanghelia lui Ioan, apostolul ne spune de multe ori, eu nu vorbesc de la mine, tot ce vă comunic este ceea ce mi-a transmis mie Tatăl. Și de multe ori apostol, Domnul Iisus a citat din Vechiul Testament. Avem un verset din Matei 4:4, de exemplu. Nu numai cu pâine o să trăiască omul, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Domnul Iisus a inventat aceste cuvinte. Dacă citim în Deuteronom 8:2-3, mi se spun tocmai aceste cuvinte. Dumnezeu i-a vorbit lui Israel. V-am dus în pustie, v-am dat mană pe care n-ați văzut-o nici voi înainte și nici părinții voștri. Dar v-am dat și să flămânziți câteodată, ca să testez ce se găsește în inimile voastre, dacă vreți să îmi slujiți mie sau nu. Și mai târziu spune, pentru că nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu orice cuvânt care provine din gura lui Dumnezeu. Domnul Iisus de multe ori a citat din cărțile Vechiului Testament. Altădată îi întreabă, n-ați citit în lege și citează din Isaia sau din Ieremia? Și când acești trei oameni au venit la Avram, unul dintre acești oameni care au venit la Avram a fost Domnul nostru. Și este folosit cuvântul Adonai, care înseamnă puternic. El se referă la Domnul nostru în existența lui înainte de a fi om. Pe cine i-a reprezentat ceilalți doi îngeri care au venit la Avram? Haideți să citim acum din Noul Testament, pentru că se pare că Domnul Iisus însuși ne explică anumite lucruri. Ne amintim de pilda bogatului și a lui Lazar. Ne amintim? Citez numai ceea ce scrie la sfârșit acolo. Luca 16. Bogatul a zis, rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Pe cine ar fi trebuit să asculte evreii? Pe Moise și pe proroci. Pentru că Moise este simbolul întregii legi a tuturor acelor jertfe. Și toate acele jertfe și sărbători, toată legea era un indicator către Hristos. Îl indicau pe Mesia. Iar profeții au profețit cum avea să se nască, când avea să vină și cum avea să-și dea viața ca jertfă. Fapt pe care evreii n-au fost în stare să-l înțeleagă. Și cu această ocazie, Domnul Iisus a explicat evreilor și
ucenicilor săi. Încă un lucru. Din Luca citim acum. Când Domnul Iisus le explică ucenicilor ce mergeau spre Emaus despre profețiile care spuneau că Mesia trebuia să fie chinuit, să-și dea viața pentru ca apoi să primească slavă. Din Luca 24 cu 44. Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Aici adaugă și psalmii. Acești doi bărbați pot să îi simbolizeze atât pe Moise cât și pe proroci, care au arătat cum trebuia să vină Mesia și cum va împlini lucrarea de răscumpărare, de mântuire. Trebuie să încheiem acum lecția noastră, iar acum, ca și rezumat, vreau să accentuez că ospitalitatea, care cere mult efort din partea noastră, multă jertfă, este o dovadă a iubirii. Această ospitalitate aduce și multe binecuvântări, pentru că putem afla cu ocazia aceasta niște lucruri importante, informații importante pentru noi. Iar pe de altă parte, putem primi o avertizare sau, așa cum a spus cândva Amos, că Domnul nu face nimic fără să descopere acest lucru profeților săi. Să ne străduim să fim servi ai lui Dumnezeu, să avem tovărășie cu El, să încercăm să realizăm voia Lui, să cultivăm și această trăsătură bună a ospitalității și cu siguranță atunci nu ne vor omite informațiile importante pentru noi. Eu vă doresc, fraților, să faceți parte din prima veste pe care a primit-o Avram, să fiți parte din sămânța lui Avram. Și să fiți scăpați de necaz, pentru că Domnul îi scapă din necaz pe cel drept. Fie ca nicio informație să nu vă omită cu ocazia ospitalității voastre. Mulțumesc!